Astăzi trebuie să luăm neapărat cele două banane pe care n-am reușit să le luăm până acum. Avem 114 din 115 și 96 din 115. Dar dacă intrăm noi aici, unde intrăm, frate? La turnee. Ne ducem noi frumos aici și a mai jucat Ovițanu între timp și a făcut rost de punctane. Și avem 15 puncte pe Alpha Pill. Uitați-vă numai, deci avem acum 111 din 115. Merge treaba, azi luăm cele două banane 100% garantat, așa că dați un lighean. Mai avem aici ceva cu loser. Ce-i mă ăsta? Bă, nu loser, bă. Bun, și mai avem încă 175 de super tokens. Și am observat că dacă terminăm ăsta... Mamă, mamă, găurile nebune! Deci dacă terminăm ăstea, ne mai dă două skinuri bune, așa că o să mă chinui să joc mult la turnee. Dar până una alta, intrăm noi aici frumos la shop și dăm niște spinuri aici. Stai, să nu cumva să dau spinurile unde nu trebuie. Avem 300, deci practic putem să deschide 10. Da, hai să luăm pe rând frumos câte una, ca să aveți și voi timp să dați un lighean. Bă, dar chiar apropo, cum a fost la școală, bă? Știu că prima zi de școală nu e nimic interesant, dar a doua zi de școală mă gândesc că deja se începe treaba. Bun, nu aș fi vrut puncte pe ăsta, de fapt nu-i chiar bun. Dă-mi te rog niște puncte pe banane, deci trebuie să-mi dea X4 pe o banană și X1 pe cealaltă banană. Deci dacă nu luăm nici azi ăstea, eu nebunesc. Ok, am luat-o. Oficial am luat prima banană! Bine pe banane! Frumos, sincer, asta era și cea mai faină, cred, dacă o luăm logic. Frumos, îmi place ce văd. Și vreau să luăm și cealaltă banană în momentul ăsta. Dacă prin absurd chiar nu luăm banana, o să cumpăr oferta, deși nu cred că e nevoie. Nu cred că e nevoie să mai dăm 6 euro sau 10 euro, pentru că tocmai mi-a picat și cealaltă banană. Sigur că da! Două banane mitice, una după alta, așa mai vii de acasă, bă. Și mai avem și puncte pentru următorul update. Bun, hai să vedem mitice. Ia uite-le, bă, frumusețile de ele! Bun, vreau să dăm câte un match cu fiecare, mă decid un pic aici la turnee, nici nu se pune problema. Și cam așa arată bananierul, vezi că arată interesant, uite, are o aură mov așa în jurul bananei. Îmi plac super mult skinurile de banană și trebuie neapărat să câștigăm turneul ăsta. Bine, te-ai dus, bă, nu pot să cred că noroc și o sări după aia pe lângă. Aolo. Ok, am omorât deja doi supermeni în jocul ăsta. Bun, trebuie să mai descalificăm pe careva. Deci pur și simplu nu se pune nimeni cu bananierul. Bananierul e bananier până la capăt. Vino, mă, încoace. Uite, mă, că mă arunc singur. Mă, ce faceți, mă? Bă, dar voi vedeți că nimeni nu joacă agresiv în jocul ăsta. Deci numai eu dacă elimin pe copii. Stai un pic, mă, bărbate, că aici e cam așa. Bun, frumos. Bă, dar chiar joc singur. Opa, ăsta are pumn. Bă, nu mergea să dau imo. Doamne. Bă, m-am mai jucat câteva meciuri, bugui rău de tot jocul ăsta, mă, dar nu contează, mă, avem banana și suntem în finală. Bineînțeles că avem cea mai frumoasă finală pe care o putem avea, harta pe care cred că o urăsc cel mai mult, sau ba, nu chiar. Uite, bă, ăsta ce schimbă skin-ul, bă, copile, sincer n-am mai văzut skin-ul ăsta, cred că o singură dată l-am văzut în joc, dar n-am idee ce poveste are. Ăsta prea stă el așa în mijloc, chiar nu mai stat în mijloc, numai banana are voie în mijloc. Bă, nu știu dacă am șanse de câștig, sincer să fiu cu voi, că știți că nu-mi place deloc harta, dar eu încerc, bine și înțeles că încerc. Opa, mor primul. Bine, mă, hai că n-am murit primul. Bă, eu tot uit că am taunt-ul ăla pregătit pentru vremuri grele și nu-l folosesc niciodată când ar trebui. A, e viața, riscul meseriei. Ho, mă, bă, ar fi frumos să câștigăm primul meci cu bananierul, dar să sperăm că se și întâmplă. Bine, mamă, mamă, ce-o zburat ăla. Bine, frumos, nu, asta nu mai e frumos. Stați așa, băieții. Hai da, hai, uite ăsta. Opa, opa, nu-mi place de buburuza roșie. Opa, m-am băgat, unde nu trebuia să mă bag, recunosc. Mamă, deja sunt prea multe buburuze și ăștia nu mai... Bă, stați un pic. Nu mai cade niciunul, gata. Gata, l-o lovi pe ăla. Piu, și ăsta e ultimul. Hai mă, ia-l mă. Mă, cât se mai ține copilul ăsta, mă. Bine, mă, asta zic, banana supremă. Mi-a căzut înghețata, bă, ia uite, la Ovița nu i-a căzut înghețata, păcat. Am realizat că mai avem ceva pe shop, v-am zis că eu nu mă mulțumesc cu jocul ăsta până nu primesc o specială gratis, frate, dar nu la shop, aici vreau. Hai mă, du-o, oprește-te, stop, pișcă frâna. Bă, n-are cum, mă, frate, cum de nu pișca frâna acolo, bă. Opa, în 3 ore pot să o dau iară. Hai că ținem episodul ăsta 3 ore și o dăm iară dacă nu. Bun, o să joc tot aici că îmi place super mult evenim. Nu, pot să ies. Stai așa.
Cum să uit? Bă, uită-te numai la banana asta. Scrie pe ea CH și pe asta SV. SV nu știu ce vine, dar CH înseamnă second hand. Banana asta e second hand, mă. Și avem banana zburătoare pe bloc, deci harta preferată a bananei. Hai să vedem cum arată. Vezi că iasă în evidență față de toți, din cauza că e așa super galbenă, strălucitoare. Îmi place super mult, nu înțeleg de ce e atât de aplecată. Stai, mă, mai dure banana. Da, un pic cam prea plecată. Bineînțeles că nu mai avem altă banană în meci, pentru că nu pot fi două banane într-un meci, știți cum stă treaba. Și cred că nici ăsta nu are ce... Bă, doamne, am uitat că jucăm doar cu pumnul, bă, și eu tot încerc să iau pe ăștia în brațe, dar nu prea e posibil. Bine, te-ai dus, Pablo. Asta e viața mea, și pierzi mai și nu câștigi. Din nou, aproape nimeni nu joacă cu pumn. Nu mai eu dau cu pumnul, frate, în ăștia. Banana agresivă, asta e viața. Uite, ăsta vrea să cadă. Nu știe cum să facă, dar vrea să cadă. Oh, mă, unde te panic? Bă, uite ce fac ăștia bloc, mă. Ia că le-am făcut și eu lor bloc, dar până când? Blocuri, case, cu ce ne mai ocupăm noi, așa, de felul nostru? De ce mă duc eu primul? Hai că e bine, mă, finala și cu cealaltă banană. Puteam să jur pur și simplu că o să-mi dea din nou harta asta. Am observat că dacă joc 5 hărți, cred că 3 mi-o dă harta asta. Nu înțeleg de ce. Uite-l pe David Boss. Nu știu care e faza cu harta asta, mă pot urca în capul cuiva și să mă urc pe robinetul ăsta oare, mă? Am tot încercat, dar nu reușesc, uite-te, nu mă pot urca în capul cuiva, dar până când? Prăjiturica e cam periculoasă. Uite, bă, că ține globul pământesc în brațe. Mamă, ce forță are prăjiturica. Ok, joc bine așa, joacă bine banana asta. Știu că poți câștiga bananierule, am văzut că mai este o banană exact ca mine în meciul ăsta. Ia uite-l, mă, face scheme de astea. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia, hai că fac și o schemă. Hai, pa. Hai, noroi, bă, n-am reușit, mi-e fricuță, mă, că mereu mă arunc și eu în laser odată cu el. E super riscantă manevra asta, dar îmi place rău de tot, nu știu care e faza. Sunt un pic nebun, de ce să ne mințim? Ia pleacă, mă, tun la hopa, nu venim cu acei ăsta la alt. Bă, că joacă cam dur, băieții, numai unul din 8 a căzut până acum. Ceea ce nu mă încântă, uite-l, mă, că o pleca, mă. Aici e schemă de da pum, dar degeaba, uite-te și tu unde s-o opri, bă, la limita limitelor. Ok, aici am mai căzut eu odată fără să fac absolut nimic și acolo e super riscant. Opa, mamă, ce dublu pum și-o luat ăla, dar degeaba, bă. L-o salva, nu pot să cred, ia. Tot nu ca, bă, nu, dacă nu vrea să cadă ăla, nu vrea, asta e viața. Bun, hai să vedem, uite, mă, pisica joacă agresiv, bine, pisică. Bun, hai să urmărim un pic pisica. Sau o lăsăm în pace, uite, bă, banana. Pentru prima oară am lăsat banana, dar presimt că nu o să ajungă și banana în finală. Pentru că nu pot să fie două banane într-o finală, despre ce discutăm? Uite ce se aruncă toți. Am învățat și eu așa cât de cât schema cu taunt-ul. Opa, stai că aici e mai... Mamă, stai un pic, ce e aici? Mă, mă așteptam ca pisica aia să joace agresiv aici, nu știu cum de nu juca, sincer. Bun, hai să o luăm frumos. Așteptăm, nu ne grăbim, așa am învățat că e frumos, așa am fost educat. Mamă, de-i dădeam la un pumn acolo, mamă. Un pumnal de la nebun. Hai că avem și o finală de bloc, deci legendar. Din păcate suntem două banane în finală și mai suntem și exact la fel, mai suntem. Deci să vedem care banană este mai puternică. M-aș duce să le elimin, de ce să vă mint, da? Bun, hai să eliminăm și noi un pandalanda. Uite, mă, nu a fost eliminat copilul. Bă, pisica asta joacă mai agresiv decât m-aș aștepta. De obicei nimeni nu joacă atât de agresiv aici în zona asta pentru că le e fricuță. Ce ai făcut pisică? Ia uite-l, cade, nu cade, mă. Bă, are un noroc ăsta cu pisica. Uite, mă, și eu nu pot să-l prind, mă. Se joacă prea agresiv aici. Uite, toată lumea dă cu emote-uri, dar nu-i nicio problemă. Uite-l, ce sari, nebun. Opa. Ia, cade, hai că cade dacă e. Pe mine dacă mă lovea aia, m-a aruncat de pe hartă. Vă garantez pe ce vreți voi. Ia uite, bă, dar n-ar cădea, mă, pisica aia din greșeală, mă. Mamă. Hai, de ce faci? Hai, pisica. Bă, dar voi vedeți că parcă mă vânează pe mine pisica. Că nu-o da niciun emote până s-o apropia de mine. Ok, mai bine mă duc aici primul. Să fiu sigur că totul este în regulă. Uite, mă, că am dat amândoi doi, am dat pe lângă, bineînțeles. Cum știu eu mai bine. Mamă, e periculos. Foarte periculos ce se întâmplă aici. Opa, stai așa, stai așa, pisicuță. Bă, dar știe să sară, mă. Nu stă să-i dau un emote și eu, mă, frate. Ăla se face invizibil. Nu mi-ar strica și mie să iau invizibilitatea, dar prefer alte chestii, sincer. Ok, am reușit să trec și de asta, care e destul de grea.
Ăsta văd că pune aceeași, pune în practică aceeași strategie ca mine, în care încearcă să fie primul aici. Bun, mai căzut careva, n-am fost atent cine, sincer. Ok. Merge treaba, merge treaba, am zis. Bine. Și aici trebuie să dau taunt-ul ăla turbat. Și am înțeles că asta e schema. Aparent, da, chiar asta e schema. Deci trebuie să dai taunt-ul ăla ca nebunul. Bine, 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 merge treaba. O încercat ăla să-mi o fac acolo. Merge treaba. Bine, 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 pisica. Mama, am trecut prin blocuri. Nu a căzut, bă, nu pot să cred, am ajuns eu și cu pisica și cu cealaltă banană în finala mare. Opa, bă. Ok, la asta nu mă așteptam, sincer. Hai mă, aruncă-mă, bă, că am dat taunt-ul. Deci eu nu cred că o câștiga pisica, bă. A fost o finală de nota 10, m-am încurcat acolo că am trecut aiurea așa. Ăsta chiar o juca bine, deci n-avem de ce să ne supărăm. Fiți atenți că avem o nouă finală. Am și uitat că am intrat în finală. Mă jucam liniștit și opa, bă, stai, Ovițane, că e finala, ce faci? Te iei cu discuții pe aici? Ia pleacă-mă tu de aici, că prea stai tu aici. Bă, așa da, mă, așa mai vii de acasă când îmi dai și mie o finală de genul ăsta. Altă viață, cu altă plăcere te joci, nu? Raionul ăsta văd că joacă strategia să stea mai jos, dar cu mine nu funcționează asta, îmi pare rău. Și mai suntem eu cu ăsta. Ce faci, mă, te arunci pe burtă? Du-te, mă, pe burtă, mă, dacă vrei tu pe burtă. Cade, 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 cade. Cazi, copile! Nu vreau ăsta să cadă, uită-te ce se ține. Hai, că tot cade. Mă, nu te mai ține, mă, atâta, mă. Vezi că joacă și banana asta zburătoare, binișor. Ia că am mai primit premii, bă, că am făcut level up, ia 60 de gemuri, bine. Și la următoarele două nivele, nivele sau niveluri, ne dă anti-dash, 40 de puncte pe anti-dash și eu cred că îl iau dacă îmi dă 40 de puncte. Stai, unde-s? Unde le găsesc pe alea speciale anti-dash? Pe unde umbli? Ia uite, 99 din 130, deci dacă îmi dă 40 de puncte îl iau, bă, și deci mai, poate mai luăm o special azi, poate nu, stai să vedem. Mai am super puțin să iau skin-ul ăla mirobolan special și avem o nouă finală cu Lava Land, ceea ce îmi place super mult. De data asta nu cred că mai avem pisici turbate prin match. Avem voie doar cu pumnul pe aici. Hopa, hopa. Banana asta în schimb e turbată. Am văzut că mă vâna și înainte. Practic avem banana versus banana. Bineînțeles că eu dau pe lângă că mă panichez. El mereu așteaptă să dau eu și după aia vine și dă și el. Dar nicio problemă. Banana! Bă, am dat pe lângă amândoi. Serios. Ok, o să mă bat cu banana aia probabil până o să piardă unul dintre noi sau ceva de genul. Hai, banana, vino încoa. Vino încoa. Hopa. Nu mă așteptam să sar acolo, sincer. Ia. Era să cadă singurel, bă. Ok, ce mai fac din punctul ăsta? M-am panicat un picuț. Dar nu-i nevoie să te panichezi, Ovițane. Opa, bă, i-am dat pumnul, dar degeaba o fugi parcă la fix, mă. Ia pleacă, mă, știu de aici. Opa, bine! Ce ai făcut, bananierule? Despre asta vorbim, mă. Bun, și mai sunt ăștia doi care nici nu știu dacă au emote sau nu. Bun, ar mai fi ăsta care are skin de ăla de sărăchie rău de tort. Poate chiar putem să luăm speciala după meciul ăsta, nu știu încă sigur. Bine, mă, bă, harta asta e printre preferatele mele lejer. Ia că am făcut level up aparent și avem 40 de punctane. Bă, am știut, m-am știut. Și oficial avem un nou skin special. Zic că avem și n-am socotit greșit. Așa, doamne, m-am speriat pentru o secundă. Bun, hai să vedem cum arată noul skin mirobolant. Sincer, nu mă așteptam să-l luăm pe ăsta vreodată în viață. Mă, de ce s-așa împrăștiate, mă, frate? Nu ar trebui să fie, ci că tu be unlocked. Eu nu înțeleg nimic, ci că tu be unlocked. Deci skinurile speciale sunt puse la categoria de nedesfăcute. Mă, care-i sensul? De-aia nu le găsesc eu de obicei. Mai e și ăstea împrăștia. Mamă, deci efectiv sunt întortocheate toate, eu nu înțeleg nimic. Și totuși uite-l și pe nebunaticul ăsta. Destul de fain skin-ul, sincer ăsta chiar îmi place. Să zicem că merită să fie special. Așa că hai să dăm o bătaie, nu bătaie cu banane, o bătaie aici la turneu și cu ăsta. Și cam așa arată skin-ul ăsta nebunatic într-o finală la fel de nebunatică. Văd că are cubulețe care plutesc deasupra capului. Mai du-te, ăsta are nume de hacker. Mai du-te, mă, de aici. Ia că te împing, nu? Stai să te împingă. Banana! Banana doza! O să mor, o să mor. Nu, bine, 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 bine. Ce-ai făcut, banana? Merge treaba. Mamă. Bă, dacă au taunt-ul activat, nu prea poți să-i împingi cu pumnul din ce am observat, dar pe ăsta tot l-am împins, sacă. Mamă, ăla ce face? Bă, 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 prea multe bombe. Bombițele, ăla cade, n-a căzut, ok. Bun, dragonaș, dragonaș de la oraș, vină în coace. Bă, fain dragonul ăsta, mov, mi-ar fi plăcut să-l am și pe ăsta, dar ghiși ce, nu l-am. Așa că ne luăm gândul. Era să-mi facă bloc, eu nu pot să cred.
Fă-mă măcar o casă, nu chiar bloc acum. Ăsta cam sare, cam știe el să sară. Dragonajul a căzut singur și nu reușesc să dau și un pumn aici. Uite-mă la ăsta. Uite numai la el cum sare. Ia pleacă-mă tu de aici. Bă, dar n-ar cădea, mă, golanul ăsta. Hacker îl cheamă pe el, mă. O rămas hackerul până aici la final, nu, dacă vă vine să credeți. Vino mă în coa, n-auzi? Ia uite-l, mă, unde te duci, mă, vino mă în coa. Mamă, prea multe bombițe. Opa, mai suntem noi doi, o căzut și celălalt. Hai mă, cazi și tu, mă. Hai, n-ai și tu niște emoții, că-s pe aici în jurul tău cu emote-ul. Bă, n-am reușit să-i dau un emote, știi ăsta să se ferească într-un stil. Ia uite numai la el, golanul. Nu, că tot îi dau. M-am zis că tot îți dau. Bine, mă, da, până când. Bă, skin-ul ăsta e cât de cât fain. Eu zic că peste câteva luni, când nu o să mai fie așa la modă, o să fie destul de rar, nu cred că o să-l aibă multă lume. Și mai dăm o finală mirobolantă, ca să fie bine, ca să nu fie rău, să dăm mai multe meciuri cu fiecare. Sunt singurul cu skin-ul ăsta nebunatic. Sincer, nu prea joacă lumea cu el, din câte am văzut. Eu m-am luat și sughițul între timp, nu știu ce am pățit, frate, mai pățăște aia. Dragonașul ăsta vă care nume Royal Român, mă. Ia vină mă la scandal, hopa. Vezi că știu să joace bărbații. Bineînțeles, dar nu este nicio problemă. Mă, el se face invizibil, mă. Ia nu te mai face tu invizibil. Bă, dar până acum n-am reușit să scope niciunul. Sau îl scop ăsta. Bine, pe română, aia zic. Aia zic, mă, tată. Sper că nu s-o enerva prea rău. Hai, mă, mai scot unul. N-am mai reușit, mă, încă unul ăsta. Nu, mamă, că era să mă fac singur. Bă, dar de ce m-a luat sughițul? Bun, am mai scos 1-2 din 7, am scos eu până acum. Ăsta se face invizibil. Bun, 3 din 7 scoși de mine, merge treaba. Mamă, stai așa, stai așa un pic, că nu-i chiar așa treaba. Hai mă, doamne iartă-mă că sub ghiz nu mai pot să vorbesc. Bun, 4 din 7 i-am scos eu personal pe toți. Hai mă, nu mai aveam emote. Doamne, că nu mai pot, înnebunesc. Dar nu, că câștig finala asta și dacă sub ghiz, nu-mi pasă. 5 din 7 am scos eu unul singur, o căzut singur. Bun, hopa, bine mă, asta zic. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. V-am salutat și pa, pa.